Poate ați auzit pe președintele liberalilor, într-o concordanță cu președinții celorlalte două partide, vom încerca săptămâna aceasta, și cred că joi va fi, să aștept niște date, în care vom fi 10.000 de oameni, fără să mai fim acuzați de lucruri negândite, să trecem la scandal cu acești gardieni, acești jandarmi, și vom încerca să convingem, inclusiv pe domnul președinte al României, că nu mai are ce să mai facă pentru România, că nu-l mai acceptă România. Și un om demn ar fi foarte frumos să dea un pas înapoi pentru binele și liniștea României. Liderul organizației PNL Giurgiu a mai declarat că discuțiile din cadrul biroului politic au fost orientate către rezolvarea situației fără precedent în care se află România. Lucian Iliescu spune că mesajul transmis ieri de președintele Crin Antonescu a avut girul tuturor membrilor biroului. O încercați, luările de cuvânt care au fost în biroul politic, în primul rând a fost o prezență extraordinară. Și a doua problemă, lor de poziție, au fost cele care l-au convins pe Crin să spună ce a spus la televizor. Adică este o ieșire a Partidului Liberal urmare a ceea hotărât birou politic. În unanimitate, n-a fost nimeni să gândească altfel. Și au fost și alte propuneri și așa mai departe și le-am ales, le-am pus așa cum trebuie ca să putem să arătăm oamenilor ceea ce susținem. Nu se mai poate.